Se zice că pentru a schimba lumea trebuie să începi cu tine. Dacă vrei o lume mai frumoasă, fii frumos în mii de feluri, fi starul, icoana și conștiința celorlalți, așa cum face Catherine Deneuve. La fel ca părinții și surorile ei, este actriță. Joacă de la 12 ani. La 20 devine star cu rolul din umbrelele din Șerbur. A jucat în 100 de filme, fiind muza lui Vadim, Polanski, Truffaut și Bunuel. Încarnează la perfecțiune o frumusețe glacială, o feminitate grațioasă ce ascunde mereu un caracter puternic. Bărbații o adoră, femeile se recunosc în ea. Colecționează premiile în festivaluri și deține recordul de 14 nominalizări la premiul Cezar, Oscarul francez. Este imaginea șicului parizian pentru Chanel, L'Oreal, Louis Vuitton și muza eterna lui Yves Saint Laurent. În 1985 este aleasă ca noua Marian, imaginea Republicii. Bustul ei tronează în orice primărie. De noi își donează drepturile către Amnesty International. Ea nu e doar Franța eleganței, ci și cea a luptei pentru libertăți. Militează pentru legalizarea avortului, contra pedepsei capitale și pentru drepturile femeilor și homosexualilor. Nu e însă o exaltată. În 2018 denunță excesele mișcării MeToo și semnează cu alte 99 de femei o scrisoare contra noi vânători de vrăjitoare. Pentru că Deneuve nu se ia după modele, ea e din cei care le lansează. A fumat o viață întreagă trei pachete pe zi și a trăit mari iubiri. A fost căsătorită cu fotograful David Bailey, dar are copii cu Cristian Vadim și Marcelo Mastroianni. Fiind tot actori, azi îi sunt parteneri în filme. Anii trec, dar fascinația publicului pentru ea nu. E frumoasă ca o corabie. Deși apar nave moderne, ea îți hrănește dintr-o privire visul de depărtări și de aventură. E sublimă, distantă, știe întotdeauna ce vrea și o cere cu un zâmbet elegant. Într-o lume care și-a pierdut toate iluziile, Catherine Deneuve rămâne o zeiță.